Bună dimineața! Bine ați venit în casa mea, eu sunt Janina și astăzi o nouă zi de dietă. Astăzi o să mănânc lapte, astăzi mâncăm lăpticul, un pic de scorțișoară și brioșul ăsta care este integral, are fibre și, bineînțeles, 4 jumătăți de nuci. Astăzi pentru prânz o să pregătesc quinoa, deci trebuie să o pun la muiat în apă rece până la ora de prânz. Ne vedem la degustărică! Pun la quinoa în apă cu 4 ore așa înainte și eu folosesc pentru o persoană 3 linguri. Deci o să pun 6 că îmi place și la fată și o las la muiat până... Astăzi mănânc banana. Quinoa am pus-o la muiat în apă rece. O fac cu conopidă. Când o pun la fiert, o să pun conopida și quinoa împreună să fiarbă. Dragilor mei, prânzul meu este gata. Aceasta este quinoa cu conopidă. E o bunătate. Și nu am făcut altceva decât să fierb quinoa 3 linguri pentru persoană împreună cu conopida și atât. Nu am... Să aveți o zi bună! Bună, dragilor! Asta este gustărica mea de astăzi. Un iaurt 0% de grăsime, dar voi puteți să mâncați și iaurt normal. Mi-e fomică, mi-e fomică, mi-e fomică! Iubitelor! În seara asta nu sunt acasă și așa că trebuie să fac, să vă arăt ce mănânc cu telefonul. Deci în seara asta mâncăm și de brânzică din aia proaspătă, proaspătă cu puțină sare și castraveți și niște semințe peste ea. Ne vedem mâine! Uitați, asta este! Să fiți cuminți, să nu mâncați porcării! Ciao, ciao!